Reprezentanții județelor din Moldova s-au întrecut care și cum să-l invite pe premierul Grindeanu să desfășoare o ședință de guvern în inima Moldovei. Primarul Iașiului, Mihai Chirică, primar care tocmai s-a pus rău cu PSD-ul, a tot încercat să determine ținerea ședinței în capitala Moldovei, însă a dat greș. La un moment dat se zvonea de ținerea acestei ședințe la Roman, din motive strategice de așezare a localității peneliste pe E85, dar n-a fost să fie, pentru că la noi guvernările sunt exclusiv politice și cum, Doamne ferește, să vină un premier roșu într-o localitate galbenă. În aceste condiții, președintele PSD și cel al Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene, se zice un foarte apropiat al premierului Grindeanu, impresie lăsată cel puțin de prezența acestuia mereu în preajma primului ministru, a tras sforele și s-a dat peste cap să aducă ședința de guvern la Piatra Neamț. Și a reușit, dar cu ce folos? S-a muncit puternic ca lucrurile să iasă bine, a fost plimbat guvernul pe la mănăstirea Agapia, unde a fost binecuvântat chiar de mitropolitul Moldovei, înalt preasfințitul Teofan Savu și arhiepiscopul Romanului, preasfințitul Ioachim Băcăoanu, care de o bună vreme s-a dat și el cu PSD din interese evident financiare. Și uite așa au mâncat bieții miniștri mâncare de post, dar cu mare lucru nu s-a ales nici neamțul și nici moldovenii. Pentru că la întrebarea legitimă legată de mult râvnita Autostrada Unirii, care ar trebui să lege Ardealul de Moldova românească, dar și de cea de peste Prut, răspunsul a fost că se va face, dar undeva pe la Sfântul așteaptă. Probabil. Și acum știți, noi avem un master plan de transport. Ne pregătim în perioada imediat următoare să venim cu modificări pe ceea ce am mai spus, anume pe investițiile strategice. Nu vreau să fiu greșit înțeles că vom schimba anumite legi convenite cu Comisia Europeană. Pentru că am văzut anumite abordări răutăcioase și le consider așa. Pentru că nu ne dorim să facem aceste schimbări altcumva decât în acord și pe cadrul convenit cu Comisia Europeană. Dar ceea ce ne dorim este ca toate acele termene fără sfârșit prin aceste modificări, acele termene fără sfârșit care premerg execuția unei lucrări, să fie reduse la maxim. Fie că vorbim de studii, de fezabilitate, prefezabilitate, contestații, eventuale procese de spăgubire, expropriere și așa mai departe. De multe ori aceste perioade sunt mai lungi decât execuția în sine a unei lucrări. Legat de subiectul legării Moldovei, până la urmă, de Transilvania, și anume de această autostradă, domnul ministru Cuc a prezentat prin întâlnirea noastră comună planul pe care îl are, și anume, ajutat și de schimbarea aceasta legislativă. Pe parcursul acestui an se vor, există un studiu de fezabilitate din 2011, care trebuie actualizat și pe parcursul perioadei imediat următoare, acest lucru se va întâmpla, astfel încât să fim în situația în care, odată cu cadrul legal, dar e o treabă și de Parlament, de aceea mă feresc să spun termene exact așa cum s-a ferit și domnul prim-ministru, există dorința Parlamentului de a ne ajuta astfel încât aceste modificări să le putem face cât mai repede, revenim. Anul acesta, actualizarea studiului de fezabilitate, astfel încât, sau în perioada imediată, astfel încât să fim în situația să putem să lansăm spre licitație proiectare plus execuție în același timp și să nu facem lucruri separate. Să spuneam că mă feresc să dau termene, din motivele pe care vi le aminteam mai devreme, dar pot să vă spun ceva. Și anume faptul că guvernul trecut trecuse această începere a acestei investiții pentru 2020. Vă rog să verificați. În niciun caz nu discutăm de termene de acest tip. V-am spus dorința noastră. Vorbim de bani europeni. Dorim să atragem cât mai mulți bani europeni. Vrem și acest domeniu al infrastructurii
este unul din domeniile prioritare ale guvernului pe care îl conduc. Îmi doresc să trecem dincolo de vorbe, direct la fapte. Acest tronson, și asta a fost răspunsul discuției noastre de astăzi, se va lega și e prevăzută această legătură și cu președinta Moldova până la Chișinău. Așa că și de data aceasta, moldovenii nu au de ales altceva decât să rămână proștii satului, al guvernelor post-decembriste, care au lăsat deliberat Moldova să ajungă cea mai săracă regiune a Europei în care investițiile se împart după cum se află sau nu cineva la guvernare. Asta în timp ce alte țări europene, precum Polonia, au știut să-și vadă de interese și să absoarbă fonduri europene pentru o dezvoltare rapidă și o aliniere a țării în rândul celor din comunitatea europeană. În timp ce în România, din cauza birocrației, dar și a corupției, nu s-au făcut decât lucruri puțin utile, de genul terenurilor de sport în pantă, al pârtiilor de schi în localități unde zăpada ține ca la Piatra Neamț câteva săptămâni, sau a telegondolelor care plimbă, tot ca la Piatra Neamț, doar aerul, în timp ce comunitățile locale au fost îndatorate pentru câteva generații. Cert este că poate nepoților actualei generații vor ajunge cândva să circule pe autostrada promisă de Sorin Grindeanu.